Andreea, îți place? Rodby, îți place? Nu. Nu uita să apeși pe butonul de subscribe și pe clopoțel și să selectezi să primești toate notificările ca să fii la curent cu fiecare videoclip nou pe care îl postez. Salutare tuturor, bine m-am găsit la un nou videoclip, aici este băiatul vostru, Adițu, ca de obicei, la un nou videoclip de Minecraft, alături de oamenii aceștia șmecheri, Rodby. Yo! Bună, Rodby. Și Andreea, că ziceau oamenii, bă, de fapt, Andreea este Rodby. Deci de n-are fapt... cum să... Na, de fapt, ia uitați. Uitați-l pe mexican aici și de pe fapt, Andreea e gagică mea. Nu e așa, Andreea? Cum nu, adică? Pă bune, relația asta ce mai înseamnă? Uite, vezi, e, nu este prietena ta. E rușinoasă, nu vrea să face relația mă, publică. Lasă-mă, dă-te mă de aici, că nu ești tu, mă. Așa, ce dragii mei... Toficat? Ce, dragii mei, aveți în descriere acolo frumos și canalul Rodby. Am înțeles că filmează și el. Minecraft, da, am un lucru de Minecraft. Și dacă mai vreți să mai vedeți videoclipuri cu Andreea și pe Skyblock cu Andreea foarte frumos, Rodby și el acolo un invitat special, dar Andreea e important aici. Nu uita să zdrobiți acel buton de like, să strângeți cât mai multe like-uri, s-au strâns la fel foarte multe like-uri. Eu cu Andreea am fost șocați și uimiți la câte like-uri s-au strâns în ultimul episod, deci să strângem cât mai multe și astăzi, Rodby. Da, 10.000 de like-uri doar pentru că sunt eu aici. Dacă nu faci 10.000 de like-uri, e nimic, nimic. Bun. 10.000. Vreau 10.000 să. Dacă nu văd pe episodul 10.000 de like-uri, dacă văd 10.000 de like-uri, o să fac Minecraft zilnic cu Adi. O să filmez mult pe canalul ăsta. Ok. Așa. Du-te, Andreea, din cap, zicea nu. Ok. Mi-a zis Andreea mai devreme că este foame. Așa că o să-i fac de mâncare, o să-i dau ei de mâncare acolo. Rodby, dă-l în pui, n-are nevoie. Păi eu m-am sinucis, bă, ca să trăiesc. Și că m-am sinucis ca să trăiesc. Mamă, ce vorbe. Hai că mare filozof. Am avut și noi. Uite, să fac și eu aici o pită, să fac. Fii atent. O pită. Unde știi? Drăguța. Ia uite. Ai grijă să nu ți-l fure mexicanul ăsta. Eu auzi-l cum face. Așa, Andreea, din păcate, doar atât avem. De fapt, având în vedere, parcă, Andreea, tu făcusei rost de niște carrot. Sau nu. Nu carrot, făcusei de cartofi, parcă. Dar nu mai știu pe unde sunt cartofii aia, că puteam să punem pe aici cartofi. Cred că i-am pus deja să se facă. I-am pus, da! Oh my god! Am pus cartofiori să se facă. Mâncă alertat, da? Cartoful. Aba, lideru, dragii mei, am... Rodby, lasă-mă cu Lidl-ul. Ok? Că iară furii. Furii glumești, pe aceea iară ți le însușești. Deci, cu cartofii ăștia putem să-i prăjim, să mâncăm cartofi prăjiți. Și nu știu dacă ați observat, dar am Minecraft-ul în română. Deci Minecraft-ul pentru că meu, nu știe engleză. Minecraft-ul meu este în română. Mi l-am pus în română pentru că vreau să văd așa, să văd cum sună unele uite, iteme. Pumpkin seeds. Nu uite semințe de dovleac, drag. Fabricare. Bulgăre de zăpadă, săgeată, cartofi, semințe de grâu, făină de oase, la bone meal. La bone meal se zice făină de oase. Făină de oase. Oh my god. Bun. Cred că ar trebui să terminăm casa aia de acolo, să ne facem o casă de... A, și mai cheamă pe mine, că știi că mă pricep bine la construcție, am înțeles. Are, păi, da. Normal, Rodby, că altfel nu merge treaba. Dacă nu mare șantier tu, ce sunt eu. Dacă nu erai tu, nu făceam chestiile pe aici. Normal, păi eu mereu am avut casă în Brazla, pe puciuri în astea. Bă, aici dai minimă. Ne simți tu. Păi meriți să fii bătut. Aoleu, cu ce seamănă chestia asta dacă vă uitați de aici? Cu ce seamănă? Păi nu-ți dai seama cu ce seamănă? Aoleu. Fără să vreau. Băi, nu faci content friendly. Fără să vreau. Am văzut ce, cu ce seamănă. Oh my god, încerc să te... Aoleu, stai. Să pun ăsta aici și să sparg ăla de acolo. Și să mai pun ăsta aici așa, bun. Dar cred că ar trebui să pun și în continuare aici ca să nu mai semene nimic. Dar nu mai avem dirt. Ba da, stai așa. Nu, Rodby, nu veni aici. Te bag eu în dirt. Nu veni aici, Rodby. Pac, pac. Andreea? La ce te uiți? Mai era dirt în chest? Nu era. Oh. Nu era. Bun, haideți să terminăm și noi partea asta să facem căsuța noastră. Căsuța noastră, cuibușor de nebunii. Mă gândeam așa, poate ar trebui să mai punem niște
niște apă pe aici prin chestia asta ca să nu mai să nu. Știi la ce mă gândeam eu? Poate salt de pe insulă și mă lași cu Andreea. Să vorbim așa un pic. Ce nenorocit ești. M-a lovit. Așa, bravo, dă-i. De ce m-a lovit? Oare de ce te lovește? Că ești nesimțit. Păi, cu Andreea nu-i plac băieții nesimțiți. Pe tine te lovește? Pe mine nu prea mă lovește pentru că eu sunt de treabă. Aha. Cu ea. Așa o fi oare? Păi eu vorbesc frumos cu ea, nu sunt cu d-astea, cu pleacă de aici, cu ăștia. Eu fac aici frumos, vorbesc frumos cu ea, așa trebuie să vorbești cu fetele, frumos, nu să le... Andreea, e adevărat sau minte? E adevărat, uite, vezi, dă din cap. Mă, vine să strănut, nebunesc, vine să strănut. Ok, păi... nu mai vine, gata, cred că a fost o alarmă falsă. Eu înțeleg că m-ai invitat, dar ce fac eu aici, adică pe bune, mă uit la... Ce faci, fii atent, Rodi, fii atent ce facem, da. O să-ți dau niște cobblestone. Da. Și pe lângă chestia asta o să pun niște cartofi la prăjit. Cartofii nu sunt cea mai bună mâncare în viața reală. Dar mâncați copii de la Mac. Nu mâncați de la Mac, că nu este bun. Mac, dacă Mac și KFC. Mac, dacă vă uitați la noi, sponsorizați-ne, măcar atât. Da. Dacă nu sunteți sănătoși, măcar atât să ne sponsorizați. Dar nu cu mâncare, cu bani, vă rog frumos. Da, fiți atenți ce o să fac aici. Aici o să fac faci WC-ul lui Ilie? Aoleu, nenorocit ești, Rodby. Nenorocit ești. Facem un prieten, okay. Ne facem un prieten nou aici. Stai, cu noi? Mi-am pus dovleacul pe cap. Ai pus dovleacul? Din greșeală, vreau să-l pun în inventar. Să-l facem pe Relu, el e Relu. 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 Are gută. Are gută, Relu. Uite, ăsta este Relu. O să stea aici și o să se uite la noi. Bun, Rodby, fii atent. O să-ți dau niște cobblestone, o să-i dau și da. Ei când va fi nevoie. Am 59. Oricum a fost cobblestone-ul ăsta a fost mi-a dat slab-uri. Și ce vrei să-ți faci? Și dă-mi le înapoi atunci. Ce fac? Na. Dar de ce mi le dai mă așa cu câte una? Eu la așa. Mare norocitule. Fii atent. Și acum mai aveți mâncare? Andreea, ai mâncare? Nu ai mai mâncare. Ok, hai să-ți dau aici niște cartofiori prăjiți. Rodby, tu mai ai mâncare? Vreau cartofi. Tu ai mâncare, Rodby? E poftă, da, nu, n-am. Andreea, vino repede în chest ca să nu-i dăm lui Rodby. Uite-te în chest, că o să pun cartoful în chest. L-am bravo. Luat. A luat el? L-a luat. Nu mai mă lovi. Oh my god. Ia cartoful, hai cuțu. Ce căcuțu? Așa vorbește, uite bă, vezi. Nu, mă aleargă. Așa se vorbește cu femeile. Ia aici, Andreea, îți mai dau. Bă, dacă ce mai ai nevoie. Ati se numesc mașini de spălat. Bă, de norocit ești. Hai să terminăm casa asta aici, Rodby. Să facem hai. Casa. Să vadă oamenii ce casă șmecheră avem. Bun. Da. Și eu cu Andreea, nu tu. E și a mea acum. Acum, mete, da. S-o crezi tu că e a ta. Dacă fac okay. Parte... Punem, uite, punem așa de un gemuleț. Bă, ce te bași, bă, tu, bă? Trebuie tu să te bași cu mustața aia ta peste tot. Era păi ce fac, bă, că am văzut că ai făcut-o acolo și am zis că fac păi și eu bă, acolo. Cu design, cu dăștea, tu n-ai auzit de e, design? Pui așa, stai să mă duc să iau, fii atent, mă duc și iau niște lemn, o să vreau și niște lemn și mă știu, bă, să pun la prăjit niște nisip, cărbune din niște lemn. Niște oameni. Cearcăul, fii atent cum zice, cărbune din lemn, ok, ia să vedem. Ciupercă, trestie de zahăr, cactus, puietă de stejar, praf strălucitor, zăpadă, mac. Mac, de stejar. Buculiță. Buculiță. Ok. Alexandru! A vorbit Andreea? Din nou? N-a vorbit Andreea, era mama lui Rodby. Să zicem în comentarii acolo, să rămână mama lui Rodby. Ar fi da? Foarte tare dacă am bine. Salutat-o pe mama lui Rodby. Hai. Andreea, haideți, Rodby, de fapt, dacă tu ai un topor? Am un topor. Du-te și ia și tu niște lemn de acolo, mersi. Andreea, ai și tu topor? Îți dau, du-te și ia și tu lemn. Mamă, mare comandant ce ești tu. Aoleu. Ne comanzi tu repede, dar mai ai o grad de lemn în chestul ăla. 64, dar avem nevoie să facem și acoperișul, cum adică? Oh, dar cine ești tu, mă? Păi, să facem și noi aici ca niște comisari ce suntem. Ok, 6. Sticlă din asta 6, facem niște glass pane-uri, bun. Bun. Am făcut geam, nu glass pane, am făcut geam efectiv, știi? Andreea nu face nimic, e nefolositoare. Taci mă din gură, mă.
De baia. Tu vorbești, mă, care am avut și noi, zici că am avut serie cu Robin, fraților. Nu știu dacă bă, nu mai minți. A, e moment perfect. De ce minți oamenii? Când ți-a spus mai frumos Hexi, nu mai aveai chef. Ete, na, s-o crezi tu. De păi ce, așa de, de ce îți place să faci misleading, Rodby? Ai recunoscut pe un live. Pe live ce am recunoscut? Nu că mi-aduc aminte. Că tu n-ai că eu ce? Nu mi-am aduc aminte. A, uite mincinos. Mincinosul papăosul. Toto. Toto? Cine-i Toto? Totosul, mă. A, Totosul, eu am înțeles Toto. Mă întrebam cine nebe-i Toto. Ok. Hai să... Vezi să că mai să spargi copacii, că sunt copaci de aici, dați cu lemne. Să sperăm că nu încălcați regulile nescrise ale mai. Ba da, ba da, ba da. Pentru că nu vreau să mă urc acolo, dacă vrei te urci tu și le spargi. Băieți și fete, ați văzut? Rodby încalcă regulile nescrise ale Minecraft-ului. Nu dărâmă tot copacul. Dărâmă-l tu. Dărâmă-l tu, mă. Dă-i una cu ușa în cap, i-am dat cu ușa în cap. Dărâmă-l tu, mă. Păi îți dărâm eu una, îți dărâm eu una după ceafă de nu te vezi. Dărâm eu pe tine, bun, timpstule. Îți dărâm una de nu te vezi, Rodby. Ok, hai să facem aici o chestie. Vreau să fac un design mai interesant. Vreau să fac cu slaburi, gata. Acoperișul s-ar fac șmecher cu slaburi. Am înțeles. S-a terminat șmecheria. Facem cu slaburi. Ok. Slab. Mii de slaburi. Slaburi. Mii de slaburi. Ok, punem și noi torța asta prin spatele casei să lumineze spatele casei. Bun. Bă, voi ce faceți acolo, că sunteți cam liniștiți voi? Vă productivi? Vă cam sunt apropiați productiv. Așa voi. Păi, te-am spus eu că e gagică mea. Ce e gagică ta, mă? Că spar și ție și ei roțile, că nu vă vedeți. Oh. Opa, gelos? E gelos, ce gelos, mă? E gelos, Ganicus. Aha. Ne-a prins Rodby că suntem geloși. Nu cred. Găinușa aceea geloasă. Nu mai am topor. Sper să sper că știi să scraftești și tu un topor, Rodby, adică... Nu știu. Nu știi? Nu ați știu. Auzit, fraților, Rodby, ci care canal de Minecraft, dar nu știe să scrafteze. Cum se craftează un topor, lol? Pe bune? Oare cum se face? Probabil e foarte complicat. Ce face? Cum se face? Cum se face? Ce face? Cum era mâna din Țapuțicu. Fraților, ce voi, face? Fraților, nu știu dacă vă știți de Țapuțicu, dar Țapuțicu e cel mai nebun țap din ogradă. Bă, era așa. Andreea, îți place casa? Bă, îți chiar place? Nu mai știu cum se face topor. A venit noaptea, că... știu că a venit noapte. Ne-a dat mere și lemn. Bă, cât de tare e Andreea, bă, ce frumos. Vino să te iau în brațe, Așa, hug. Da, gata. Uite ce frumos, mă. Așa, mă, uite. Femeia, mă, uite, mă, vezi ce face, mă, femeia și ajută bărbatul în casă. Uite, mă, acum intru în casă, mă. Așa, deci gata. Facem casă. Asta e casa mea acum. Bă. Plecat de la casa străinilor. Te bat până aici din casa aia dacă nu faci de-astea. Mai vrei lemn? Nu. Mi-a dat Andreea lemn pentru toată viața. Vreau să pun și eu lemn. Unde? Oriunde, vreau să fac ceva la casă. Păi nu e a ta, Rodby, de ce-ți vrei să faci? Îi dau foc. Păi te sparg eu, te sparg tendoi dacă îi faci ceva la casă. Am pus geam aici, oh, cred că s-ar vedea bine cu geamul ăsta aici. Chiar dacă uite, n-a fost intended să pun și eu două. Ah, e bine ce am făcut, Adi? E bine rău, nu? E foarte uite, mai pun una. Nu. Și încă. Nu mai. Taci, măi, e stil. Uite, vezi bine, ce bine, Rodby, vine? Bine, Rodby, bine, pune tu acolo. Așa. Aole, cine m-a pus să fac eu cu Rodby să mă bată? Stilul oprișan. Stil Oprișan. Care era o fază cu Stil Oprișan? Era oia de cântau. Mamă! Andreea, ai văzut? Era să cad să mor. Gata, am terminat casa, Adi. Ce să termin tu, mă? Am terminat-o, zic eu, am făcut acoperișul. Andreea, crezi că asta este casa lui Rodby? Nu e casa lui Rodby, casa noastră, că Rodby doar are... Uite, termin casa acum. Rodby? Da. Gata, e frumoasă? Te bate tendoi. Uitați-vă și voi ce face Rodby. Cât păi de frumos, cât de frumos am făcut eu acoperișul ăla. Cât de elegant este, cât de sexy și modern poate să fie acest design la această casă. Mai modern de așa. Și Rodby vine și pune cu cobblestone. Păi da, trebuie să ai și piatră. Poate ai tu piatră în capul ăla gol. N-are nici. Uleo, Rodby, nu știi deloc să faci design, Rodby. Băga mi-aș piciorul să mă bată mama că m-am strâns din fundule, ziceai că mor. Păi poate murei.
Păi, ce tare, nu? S-a lovit Andreea, cred. Păi, normal că și apără bărbatul. Ha, ce n-o faci? Ai vreo, dar vreau să pun și eu. Ce vrei să pui, mă, că ai văzut cum, că n-ai pus tu ce s-a întâmplat? Păi, învață-mă să pun. Cum vrei să te învăț? Clic dreapta. Păi, da, dar ce să pun, gen, cum modelezi? Să pun? Cum asta? Da, să pun. Cum modelezi? Zi-mă că te arunc în void. Te arunc în void. În stilul ăsta, cum am făcut eu. Păi și cum fac în stilul ăsta? Păi folosești și tu lemn, Andreea, ce s-a întâmplat? Iau lemnul, da. Ce? Ușa asta ce-i cu ea? Iau așa. Nu, nu la ușă? Ce? Și apoi ce fac pus... Mamă! Andreea, vrei să mă sinuci? Vrei să mă omori? Vrei să mă omorâți? Răilor! Vă știu eu și m-am și găleata la mine, trebuie să pun găleata măcar să salvăm găleata. Apoi azi ce fac? Fac slaburi? Fă și tu niște slaburi, Roddy. Măcar fac atâta slaburi. Să știi să faci. Da, slaburi de lemn. Ia uite ce frumoasă e casa asta. Băi, deci o casă mai frumoasă ca asta pe Skyblock nu aveți cum să faceți. E prea frumoasă. Mai frumoasă ca Andreea. Gata. Mai frumoasă am ca Andreea. Am 64 de slaburi, e bine? De ce mă lovește Andreea? Păi e frumos. Și acum le pun așa, nu? Foc, foc. Oh my god. Lemn de stejar. Stai să văd rău de cum. Stai. Bă, nu faci la același nivel, bă! Mă, să mă bată mama. Tu nu vezi cum am făcut eu în dreapta? Nu știu, bă. Aoleu, mamă. Rodby mai mult te sabotează, ați văzut? Andreea e foarte folositoare, ne ajută acolo cu chestii. Rodby vine și strică. Face el acolo designul. Păi ai spus că vrei designul ING Bank. Oprișan. Cum ziceai tu? Stil oprișan. Stil oprișan. Oh my god. E stilul nostru. Stil oprișan. Aici trebuia să pun cu slaburi. Vezi? Știam eu ce știam. Să pun cu bloc întreg, Etena. Ce știai tu, mă, Rodby? Sincer acum. Știam eu cum trebuie. Nu știi, mă. Mamă, că facem casa asta, terminăm și noi casa tu, asta. Tu nu știi, Andreea, mă. Andreea, uite, ajută-mă și pe mine. Pune și tu slaburile astea așa frumos. Ceva de genul. Le pun eu. Sau lasă, că le termin eu aici repede. Rodby, nu te pune. Uite, pun eu, uite așa, pac. Rodby, nu, peste tot, nu pune sus, Rodby. Atunci unde, bă? Ce strici tu distracția, Rodby? De unde, atunci de unde? Păi zici ce să fac, bă? Mamă, ce tare se aude, Rodby. Stai să-l dau mai încet. Clic dreapta, Rodby user volume 70. Gat. Cred că s-a auzit prea tare, Rodby. Încerc scuze, fraților, dacă s-a auzit prea tare. Zim ce să fac, bă. Ați auzit voce de mexican tot unde pun? Pun aici, nu? Pun aici așa. Pac, așa aici. Stai. Da, uite aici pune cu slab-ul. Uite așa. Acum așa puteți să facem așa. Bun. Nu, eu o fac, Andreea, pleacă. Uite, mă, încerca și ea să te ajute, nenorocitule. Ce rău ești. Gata, l-am pus. Ce rău ești. Ia să vedem în partea asta, punem așa. Am să vadă frumos. Bun. Și cred că am terminat casa. Am muncit mult la casa asta. Mamă, cât de frumoasă e. Bă, mamă, și ce putem să mai facem? De fapt, stai că n-am terminat-o încă. Ce s-a întâmplat, Andreea? A, te referi la stone, la astea, nu? Nu la stone? La ce, la ușă? La ușă. Ce cu ușa asta? Nu-i place ușa. Păi de ce nu-i place ușa? Nu-ți place? Nu înțeleg, vrea să... Cred că nu știu să intre pe ea sau... Andreea, nu știi să intri în casă? Ce ai, mă, răule, cu Andreea? Ce de ce faci mișto de ea? Mamă, ce mișto a făcut Rodby aici. Bă, ai făcut și tu o chestie mișto, Rodby. Se vede bine cu chestia asta pe Suzu, știu de ce, dar... Vezi, tu, ai pus capăstonul ăla acolo, dar nu știu, se vede bine chiar. Vezi, atât facem acum, ideile mele sunt de viitor. Da, noapte bună. Noapte bună tuturor. Ideile Rodby sunt de viitor. Votați Alexandru pentru un viitor fără viitor. Aolo, bine că te bagi în fața mea când sparg astea. Bă, nu mai intre în casă. Gata, bă. Stai ușor, fii atent, punem ăsta și aici, așa. Am făcut acoperișul frumos și BUM! Asta este casa. BUM! Casa! Fraților, ce părere aveți de casa noastră, cuibușorul nostru de nebunii? Andreea, îți place? Rodby, îți place? Nu. Și că eu știi care chestia, că dădeam și zoom. Andreea a dat din căpșor acolo, a zis dacă îi place. Și mă uitam după aceea la Rodby și se uita el așa cu cangurul lui. Nu. Bă, dar e pinguin. Nu-i cangur? E pinguin. Aolo, da, e pinguin. De când are cangurul cioc? Nu știu. De când și-a lăsat barbă, nu știu. Bă, ok, foarte tare casa asta. Trebuie să mai facem, acum trebuie să o mobilăm.
Nu mai, deci, gata, mobila o punem în altă zi, am trebuie, destul. Casa trebuie mobilată, dar asta o să facem într-un alt episod. Fraților, sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi. Dacă mai vreți să mai vedeți genul ăsta de videoclipuri, nu existați să zdrobiți butonul de like. În descriere aveți și canalul lui Rodby și Instagramul meu, mai important, Instagramul meu ăsta. Da, timp subscribe, deci trebuie să-mi dați subscribe să faceți 10.000 de like-uri la clipul ăsta. Pentru că am fost cel mai special invitat pe seria cu Andrei Ia. Așa este, Rodby, așa este. Bine. Hai să mergem lângă Relu, să facem outro lângă Relu. Relu, uită-te la mine, Relu. Relu. Întoarce-te, Relu. Și uită-te la mine. Relu. O, e supărat rău de tot. Opa! Se uită la Andreea. Cred că îi place de Andreea. Bun, cam asta a fost videoclipul. În descriere aveți toate chestiile importante. Canalul Rodby și toate chestiile astea. Noi ne vedem și ne auzim data viitoare. Viitoare. Pa, pa! Pa.